Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, dimineața asta am vorbit cu voi, prieteni, despre prețuri și economii și despre cum facem fiecare dintre noi să tăiem din cheltuieli, pe cât posibil sau dacă e posibil. Foarte complicată perioada asta. Ne preocupă pe toți inflația, veniturile, prețurile sau... Mă rog, acum și eu generalizez ca prost aici. Bă, nu ne preocupă pe toți. Chiar nu ne preocupă pe toți. Că vine vorba de bani publici, cei care au responsabilitatea cheltuirilor sunt uneori mult mai largi la pungă decât ar fi pe banii lor. Sunt convins. Uh-huh. Adică dacă ar fi banii lor, băi, cred că s-ar gândi de două ori înainte. Iată cazul Spitalului de Copii Sfânta Maria din Iași, unde, scrie publicația 7 Iași, directorul general și directorul economic și-au aprobat închirierea a două telefoane iPhone 14 Pro, ultimul răcnet, printr-un soi de leasing operațional care mărește prețul acestor telefoane cu aproape o treime. Și nu spunem greșit, închiriere, adică telefoanele sunt literalmente închiriate cu o taxă lunară și vor fi date înapoi la finalul contractului. Dar, astfel, spitalul va plăti în 6 luni pentru cele două iPhone 14 Pro cu o treime mai mult decât dacă le-ar cumpăra direct de la magazin. Și nici nu va rămâne cu ele. Chichirezul e că firma care le-a închiriat le poate dona la sfârșitul contractului oricui. Deci inclusiv să le facă cadou celor două șefe care au semnat închirierea. Ați înțeles? E posibil. Adică spitalul le cumpără. Luca a mișit ochii că vrea să înțeleagă șmecherezul. Da. Le donează pe persoană. Spitalul, că atunci da. Spitalul rămâne cu ele. Și ele trebuie amortizate, casate... Când apare nou model, ce faci? Că tu ai deja modelul vechi. Da. Nu e treabă. Atunci doar le închiriezi 6 luni. Șefii le folosesc 6 luni și după 6 luni, ele, firma zice, practic s-a încheiat leasing operațional, la noi s-au amortizat, am încasat cu o treime mai mult, putem să le donăm. Oare cui să le donăm noi? Pe persoană fizică. La companiul nostru putea să facă treaba asta? Calme, Oanci, e cam vechi. Da, vezi, este diferența cu banii privați. Compania ta ar întreba, băi, ești nebun? Cum poți să propui așa un deal? Să-l chiriem nu cu... Nu sunt nebun trei... deloc, să știți. Doar am nevoie de un telefon. Păi cumpărăți, mă, n-ai salariu. Da, aș putea avea un salariu mai bun. Da. Și sau un telefon fond, mai bun. De ce să-ți cumperi tu din salariul tău când poți să-ți cumperi din bani publici, nu? Mamă, ce... Eu aș vrea cred să te văd lucrând la stat. Ai fi eroul Republicii Fantastice în România. Cred că sistematic ai ajunge aici. Trebuie să gândești mai abstract, că nu da, bani da, statului, da. Așa mai... Bun, deci revenind. Acum, iPhone 14 Pro, ăsta e un aparat scump, fără nicio îndoială, dar telefoanele pentru cei doi șefi sunt, cum spuneam, luate cu plata lunară, cu aproximativ 800 de euro pe lună pentru 6 luni. Adică, la final, spitalul va plăti ceva mai mult de aproape 24.000 de lei pe cele două telefoane, cu 6.000 de lei mai mult decât dacă ele ar fi cumpărate direct din magazin. Intrați pe magazinul quasi oficial Apple din România, vedeți prețurile și cam asta este. Acum, sunt o mulțime de comentarii de făcut pe marginea acestei întâmplări deplorabile și sigur că le vom face imediat, dar primul lucru care trebuie observat este că luna iunie a acestui an, directorul economic al spitalului, o doamnă pe care o cheamă Natalia Dângeanu, să rămână doamnă, deci una dintre fericitele beneficiare ale noului iPhone luat la suprapreț, a refuzat să cumpere imunoglobulină pentru că, citez, este prea scumpă și a cerut medicilor să administreze unui copil care trebuia internat acolo la spital, o doză mai mică pentru a face economii. Amintește publicația locală 7 Iași. Deci, vedeți, nu se poate spune că nu e și dânsa preocupată de reducerea costurilor. Se taie de unde se poate. Adică, din punctul dânsei de vedere, s-a tăiat de la tratamentul copiilor. Acolo s-a putut. La telefonul dânsei nu s-a putut tăia. Deci, unde putem să tăiem, tăiem. La imunoglobulină pentru copii s-a tăiat. Bun, în luna iunie atunci, medicii au refuzat sugestia doamnei și au refuzat să dea o doză mai mică copilului. Acesta a fost transferat la Spitalul de Copii din Galați. Deci, practic, economie maximă. Uh-huh. Adică nu s-a dat nici măcar doza mai mică, care presupunea și ea niște bani. Nu s-a management. Mai dat nimic. Management. Nu s-a mai dat nimic, s-a economisit da. Tot. Super. Acum, altă nedumerire. Cele două directoare, managerul general Alina Belu și doamna director economic Natalia Dângeanu, și-au închiriat unele dintre cele mai scumpe modele de iPhone, iPhone 14 Pro, cu memorie de 1 terabyte. Memoria asta e maximum posibil, deocamdată. Începe de la 128 de giga și 1 tera este mult mai mare.
De 4 ori mai mare sau ceva. Bun. Diferența între modelul cu 128 de giga și cel cu 1 terabyte este de 3300 de lei la preț. De 8 ori mai mare. De 8 ori mai mare. Mai mare. Și dacă vrei să faci tu filmulețe, da, în vacanțe, sau să filmezi operații, cum e în cazul doamnelor. La Google Photos, nu știu cât costă, câțiva eurici pe an și ai acolo sau o grămadă de sau ai memorie. Cloud-ul direct la Apple și atunci nu ai problemă. Da. Deci 3300 de lei diferența între modelul entry level și ăsta care e top, o grămadă de imunoglobulină. La ce le trebuie șefelor memorie de telefon de 1 tera pe bani publici? Asta e întrebarea mea. Asta fiind a treia nelămurire, telefonul mobil este de altfel cel mai răspândit dispozitiv din România și probabil și din lume. Toată lumea are măcar un smartphone acasă, face parte din viața fiecăruia. E ca pantofi acum să ai telefon mobil, nu se poate. Deci ce-o fi necesar să le ia statul telefonului angajaților săi? Este un lucru pe care eu nu-l înțeleg. Serios acum, adică le dă salariu acestor oameni. Nu dai salariu ca să-ți cumperi tu din banii aia ce vrei tu, ce telefoane vrei, mai bune, mai puțin bune. Problema ta, ia tu ce telefon vrei. De ce trebuie să-ți cumpere ție statul telefon? Potrivit declarației de avere, managerul Alina Belu încasează de la Spitalul Sfânta Maria suma de 130.000 de lei anual, ceea ce înseamnă aproximativ 11.000 de lei în fiecare lună. La banii ăștia nu-ți poți lua singur telefon? Trebuie să folosești banii contribuabililor? Și ia să vezi când trebuie să-ți iei singur telefon, cum nu te mai duci după memorie de un tera, că vorba ascultătorului nostru, Gheorghiță, care cred că tot din Iași era. Poate nu-ți cumperi mașină de 3.000 de centimetri cubi. Și nu ca să dai 200 de metri pe banii tăi, că te gândești că o să te coste mult întreținerea. Te gândești, dar de ce ai nevoie totuși de un tera de memorie cel mai scump, când poți să iei mai ieftin cu 3300, că poate nu faci, nu folosești totuși toată memoria aia așa. Bun, în fine. Asta este, mi se pare scandalos. Deci, aceste două iPhone, ultimul model, luate la suprapreț sau închiriate la suprapreț pentru director, la un spital de stat care nu are bani de medicamente pentru copii, deci ele înlocuiesc alte două iPhone 12. Adică modelul nu... ultimul, penultimul, da? De culoare roșie. Cumpărate în martie anul trecut. Tot pentru managerul Alina Belu și directorul economic Natalia Dângeanu. Deci la sfârșitul lunii martie anul trecut, spitalul de copii, cât de vechi e telefonul tău, Luca? Lasă asta, 3 ani, 4. La sfârșitul lunii martie 2021, spitalul de copii a achiziționat direct de la una dintre marile companii de telefonie mobilă un pachet de servicii, abonamente, telefonie mobilă pentru un an de zile cu o valoare estimată de aproximativ 4.000 de euro. Cum se face, știi? Și 4.000 de euro. Noi suntem pe cartelă, știi? Am cumpărat telefonul, tragem de el și vorba aia, suntem pe banii noștri, la privat. Anul asta, așa, a trecut anul, se aruncă telefoanele astea iPhone 12 și se iau de-astea noi, moderne, pe alți bani, dar aceiași bani publici. Publicația 7 Iași mai precizează și că nici conducerea spitalului, nici a Consiliului Județean, în subordinea căruia se află, la Consiliul Județean șef este domnul Alexe, pe care îl caută procurorii. Păi și pe acolo, fostul ministru al mediului. Înțelegător. Da, domnul ăla care... El înțelege bine valoarea banului, da, public. Bun, deși nu au dorit să comenteze sau să explice în vreun fel scandaloasa închiriere de iPhone 14 Pro, este doar un detaliu despre bătaia, deci despre cum își bat joc de banul public unii dintre cei care sunt dispuși sau sunt responsabili cu cheltuirea lui. Și ce poți face într-o astfel de situație? Eu nu știu dacă e legal ce se întâmplă la Sfânta Maria Colonia și poate Curtea de Conturi o să spună, dar moral, mi se pare totalmente imoral ce e acolo. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.